Moldova fierbe la propriu. Meteorologii au emis marți cod portocaliu de caniculă pentru aproape întreaga țară. Astfel, până la sfârșitul săptămânii ne așteaptă maxime de până la 39 de grade Celsius. Oamenii sunt îndemnați să evite ieșirile între orele 11 și 18, iar pentru cei care sunt nevoiți să iasă din case, autoritățile au amenajat în unele orașe din țară, dar și în capitală, mai multe puncte de prim ajutor și hidratare. Aici, oamenii pot bea apă și pot verifica în caz de necesitate tensiunea arterială. Bună ziua, nu doriți un pahar cu apă? O zi plăcută! La cortul de prim ajutor de pe strada Calea Ieșilor din capitală, timp de 4 ore, peste 100 de persoane au solicitat apă, iar unii dintre ei au măsurat și tensiunea arterială. Sunt 40 pe 95. Mulțumesc! A doilea e mari, țin, da? Da, urmați pastile! Nina Cotune spune că a avut de rezolvat mai multe treburi prin oraș și din cauza caniculei a simțit la un moment dat că are nevoie de hidratare. Eu lucrez la muzeul de istorie și toată ziua sunt la umbră, să zicem, azi am zi liberă. Deci cumva astăzi când ați ieșit, ați simțit puțin soarele mai tare? Da, poate. da. Cum ați simțit dumneavoastră? Păi iată, am ieșit din magazin, m-am dus în parcul Alunierul, că am mai stat la umbră, la havuz, merg aici între copaci, mai bine și orice. Oamenii acuză în mod special dureri de cap. Dureri de cap, dar astăzi până când nu, ieri, da. Suport bine căldura, dar câteodată spre seară mă doare capul, da, am dureri de cap și sunt obosită. Dar parcă nu fac nimic, dar simt oboseală. Cred că asta tot e căldura. Acum, mergând pe drum, cumva v-ați apropiat, vă măsurați tensiunea, ați simțit cumva oboseala aceasta? Da, puțin, da, de la soare și fiindcă la minte tensiunea e joasă, dar câteodată se ridică și am vrut să mă asigur, e normală sau e puțin ridicată. M-am asigurat, totul e bine. În fiecare cort instalat în capitală este o trusă medicală, iar lucrătorii medicali pot să asigure primul ajutor până la sosirea ambulanței în caz de necesitate. În primul rând, aparatul de măsurat tensiunea, termometru, că la insolație se poate să aibă și febră, amoniac în caz de leșin. Că la moment aveți tensiunea e mare, 180/100. Eu vă dau un captopril, îl țineți sub limbă. În capitală, corturile de prim ajutor funcționează între ora 11 și ora 18. Ce cantitate aveți de apă sau... Am avut, iată, asta două butilii de apă și deja se finalizează. Până la orele 6 să mai avem nevoie. Noi deja am solicitat. Sperăm să ne ducă în timp cel mai apropiat, să avem timp, că lumea se adresează și noi suntem bucuroși să le acordăm careva ajutor, careva servicii. Potrivit meteorologilor, începând cu 10 iulie, intră în vigoare codul portocaliu de caniculă în aproape întreaga țară. Ne așteptăm ca pe partea de nord temperatura să oscileze între 33-35 grade Celsius, iar în partea cu cod portocaliu ne așteptăm să fie între 36 și 39 de grade Celsius. Și acest cod va fi valabil până spre data de 16. Chișinău intră în categoria de în cod portocaliu, pentru că la cold temperatură ne așteptăm să fie între 36-38 grade Celsius. Specialiștii în sănătate afirmă că canicula poate afecta și oamenii sănătoși, dar cei mai vulnerabili sunt copiii, vârstnicii, gravidele și pacienții cu boli cardiovasculare. Medicii recomandă un consum sporit de apă și evitarea expunerii directe la căldură. De asemenea, medicii recomandă evitarea consumului de alimente cu conținut sporit de grăsimi, în special de origine animală, și a băuturilor alcoolice, deoarece acestea pot duce la deshidratarea intensă a organismului. De la începutul verii au fost înregistrate 22 de cazuri de insolații, dintre care 5 cazuri la copii.